Sărbătoare la Academia de Învățământ Social-Politic Ștefan Gheorghiu, cu prilejul aniversării a 25 de ani, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, și a celorlalți conducători de partid și de stat, cărora li s-a făcut o primire deosebit de călduroasă, manifestarea profundului atașament față de partid și conducerea sa. În numele cadrelor didactice și studenților, a luat cuvântul rectorul Academiei Ștefan Gheorghiu, tovarășul Ion Stoian. În aclamațiile entuziaste ale tuturor celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a înmânat Academiei cel mai înalt ordin al patriei noastre, Steaua Republicii Socialiste România, clasa 1. Într-o atmosferă de puternic entuziasm, a luat cuvântul tovarășul Nicolae Ceaușescu. Secretarul general al partidului a reliefat contribuția Academiei la triumful ideilor marxist-leniniste în țara noastră, dând în același timp prețioase indicații privind munca de perfecționare a activității ideologice și culturale, desfășurată de Academia Ștefan Gheorghiu. Miercuri 11 martie, președintele Consiliului de Stat Nicolae Ceaușescu a primit pe John Ling, ministrul afacerilor externe al Norvegiei. Au fost abordate probleme privind relațiile dintre cele două țări, precum și unele aspecte ale situației internaționale. Întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate.